Moțiunea simplă care îl vizează pe ministrul de interne a picat astăzi la votul plenului Camerei Deputaților. Denumită România merită mai mult decât hoți în funcții publice, moțiunea pe numele lui Lucian Bodea a fost depusă de parlamentarii USR și Forța Dreptei săptămâna trecută. Scopul ei, potrivit semnatarilor, era să atragă atenția asupra întârzierii păstrării în funcția unui demnitar care se confruntă cu acuzații de plagiat. Ministrul de Interne a calificat inițiativa opoziției drept un atac politic concertat. Moțiunea a picat cu 189 de voturi împotrivă, 90 de voturi pentru și o abținere.